Martinela în vizită la turiști. Martinela, fiica cea mai mică a lui Moș Martin și a tușei Martina, se juca nu departe de pârlog. Era cu minte și nici nu se gândea că putea să iasă din cuvântul părinților, căci știa ce pățise scufița roșie în pădure. Îi plăcea foarte mult această poveste și o ruga deseori pe mămica să-i o spună înainte de somn. Martinela avea o bunicuță care locuia în altă parte a pădurii. Bunica era bolnavă și nu venise să-și vadă nepoțica de vreo 2 săptămâni. Ursulicăi era dor de bunicuța. Deodată se gândi ce dacă îi voi face eu o vizită. Tare o să se mai bucure bunica. Îi duc și o leacă de miere, poate se va însănătoși mai repede. Chiar așa, mă duc s-o văd. Zis și făcut, dorul de bunica o făcu pe Martinela să uite de interzicerea de a se îndepărta de pârlog. Nu avea cum să-și ceară voie de la părinți, căci aceștia nu erau acasă. Ursulicăi îi lua un pic de timp până găsi un burcănaș cu miere și porni veselă pe poteca din pădure. Se opri să admire niște fluturași, apoi să culeagă un buchețel de floricele pentru bunica, așa că nici nu observă că soarele era la sfințit. I s-a părut că merge cam mulțișor și s-a gândit că s-a rătăcit. În plus, era cam obosită și i s-a făcut foame. Putea să mănânce mierea, dar era pentru bunicuța ei. Hotărâ să meargă înainte. Deodată a auzit: uite, un urs, un urs! Nu e un urs, ci un pui de urs. Nu s-a speriat însă, ci simțind că nu este niciun pericol, de unde știu urșii cum sunt oamenii, buni sau răi. A venit mai aproape de glasurile care se auzeau. Se vedeau 2 corturi lângă care ardea un foc. Martinela a adumlecat mirosul gustos de mâncare și foamea i-a revenit. Sărmanul ursulică probabil s-a rătăcit și este foame, a spus un băiețel. Să-i dăm ceva de mâncare. Și mie mi-e foame, a propus o fetiță. Bine, a acceptat tatăl lor, dar rămâneți locului, poate fi periculos. Martinela se uită atent la tot ce făceau oamenii. În caz de ar fi sărit o armă, ar fi fugit. Dar glasurile ce răsunau erau blânde și ea a rămas să aștepte. A văzut cum bărbatul s-a apropiat la câțiva metri de ea, a pus ceva în iarbă și a chemat-o. Hai, vino și mănâncă! Dar n-a stat să o aștepte, poate era și lui frică, ci s-a întors la corturi. Martinela a făcut câțiva pași. A luat pâinea lăsată pentru ea, s-a înclinat de câteva ori și a dispărut în tufișuri. Mămico, tăticule, ați văzut? Ați văzut? Ne-am mulțumit! Cine știe, poate că într-adevăr mi-a spus mulțumesc. Martinela și-a potolit foamea, dar se făcuse deja noapte, iar ea nu știa nici cum să ajungă la bunică, nici cum să se întoarcă acasă. Ce rău îi părea că nu și-ascultase părinții. Ce avea să facă acum singurică în pădurea neagră? Noroc că Moș Martin și tușa Martina s-au pornit să o caute.
au găsit-o plângând, dar au iertat-o, căci era fetița cu minte, Martinela, și nu știu ce a fost în capul ei în ziua aceea.